dintre patru femei au un lucru în comun, 10 de kilograme în plus, iar acum le mai unește și același scop, dorința de a slăbi și a învăța a duce un mod de viață sănătos. Patru participante, patru instructori, antrenamente zi de zi, un regim alimentar sănătos și frica de a fi eliminate. Au venit la noi pentru că le putem transforma dorințele în realitate. Au fost testate fizic și emoțional. Au luptat cu cea mai mare tentație care apărea odată ce deschideau ușa frigiderului. Să vedem cine dintre ele a ales doar produsele sănătoase de pe raft. Vreau și normal să rămână proiect. Vreau ca să-mi obțin scop care l-am pus la început proiectul. Să ajung la cel puțin 60 kg. Desigur că mi-aș dori să rămân în proiect. În primul rând pentru meu aș dezamăgi prietenii, pe mama, pe tata, pe copiii mei, care mă susțin și cu zici trece tot. Îmi spun, mami, arăți mai bine. Și asta îmi dă forță și puterea de a merge mai departe. Потому что на сегодняшний день добилась каких-то результатов. Я считаю, что это очень хорошие результаты. Мне этот процесс очень нравится. Я надеюсь, что дальше будет еще лучше. Поэтому сильно-сильно хочу остаться. Не хочу подводить своего тренера и всех, кто за меня болеет. Очень хочу остаться в проекте. Я хочу стать примером для своей дочки. У меня дочке 9 лет. Хочу быть молодой мамой, чтобы она шла рядом со мной и гордилась, что у меня так красивая рядом мамочка. Prima lună de proiect, primele kilograme slăbite și prima eliminare. De data aceasta, Galina Tomaș, directorul Unica Sport, va fi nemiloasă. Cântarul va arăta realitatea. Pe noi ne poți minți, dar pe el nu. Fiecare gram va face diferența. Fetele, extraordinar! Credeți că chiar pe ultima sută de metri puteți să dați câteva sute de grame? Așa. A venit și acea zi când vom vedea rezultatul muncii. 5 săptămâni de muncă intensă. V-ați isprăvit? Cum credeți? Da. Așa. Încet, încet, fiecare echipă care este formată din participantă și instructor vor trece aici ca să vedem care este cântarul. Sunteți de acord? Aveți emoții? Acum să vedem kilogramele. O echipă care a muncit foarte și foarte mult în aceste 5 săptămâni va obține imunitate pentru prima dată în proiectul Slăbește Sănătos. Luna viitoare, această echipă formată din participant și instructor nu vor fi eliminate indiferent de rezultat în baza primului rezultat. În 5 săptămâni avem minus 16 kg și 500 de grame, echipa Marina și Ana, felicitări! Pe loc!
Băiatul 2 este echipa formată din Angela și Felicia cu minus 11 kg și 200 de grame. Diferența este doar de 200 de grame. Doar de 200 de grame. E o decizie complicată. Grea, zice eu. Dar vreau să vă anunț că cine va fi eliminat astăzi are toate șansele să intre data viitoare înapoi în concurs. Îmi pare rău, dar Nastea și Ala sunteți eliminate. Au rămas doar 3 și toate au nevoie de încurajarea ta. Ajută-le să obțină rezultatul dorit cu un vot pe pagina de concurs.